Bună dimineața și bine ați venit în bucătăria mea. E de dimineață, iar fetița mea încă nu s-a trezit, e în vacanță și vreau să-i fac o surpriză. Am să-i fac clătite cu Nutella și banane. Mi-am pregătit aici tot ce am nevoie. Știți și voi ce se folosește la clătite, dar na, eu asta fac, asta postez. Făină, 2 pliculețe de zahăr vanilat, ulei de măslinea și lapte. Vreau să-i fac o surpriză pentru când se va trezi, să o surprindă mami așa frumos cu niște clătite cu Nutella. Să începem! Deci, să ne pregătim ca lume. Așa. Dacă tot e în vacanță, zic să-i fac o bucurie. Sparg ouăle. Un zahăr vanilat. Ulei. Și lapte. Și le amestec pe toate. Că merită iubita mea să-i fac surprize la ce surprize mi-a făcut și ea mie. Iar acum pun făină. Nu fac multe, fac câteva. Pentru că după aia nu se mănâncă. Mai pun un pic de lapte. Și încerc să pun toată făina aceasta. Pentru că așa servește mami fata. Mai pun și un pic de lapte. Și bineînțeles, mai pun un pic de ulei să fie. Și gata. Uitați cum arată. Sper să fie bun. Îmi pregătesc tigaia. Revin. Așa. Am încins tigaia.
Pun un pic de ulei ca să aibă aderență. Și să vedem, Doamne ajută să-mi iasă. Cam mare tava, tava tigaia, dar merge. Așa. Să-i dăm drumul. V-am zis că nu vreau să fac multe, fac câteva. Cât să o surprind. Așa îmi place mie. Să-mi surprind iubita. Să simtă și ea că e în vacanță. Am muncit o grămadă, nu pitica. Deci, mi-au ieșit câteva clătite, vreo 4-5 clătite. Am aici niște Nutella de ciocolată și o banană și mă apuc să îi pregătesc. Să-i pregătesc micul dejun. Pun un pic de Nutella. Iar nu prea mănâncă Nutella, dar asta e de ciocolată neagră și nu e așa dulce. Ai vârful ăsta, care e un pic bătut. Așa. Și le așez pe farfuria aceasta. Îi mai fac încă una. Sper să o surprind frumos și de data asta. Pentru că le-a făcut mamei cu tot dragul. Așa. I-am pregătit și eu canon cu lapte, e cald. Și gata. Ăsta e mic dejunul Moriucăi. Clătite cu Nutella și cu banane. Și o cană de lapte. Sper să-i placă. Și asta am pregătit eu pentru Măriuca, pentru micul dejun. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Nu uitați să dați like, subscribe și o distribuire mi-ar prinde bine să vadă toată lumea
Ce gospodină sunt, e păcat să nu vadă și prietenii tăi cât potențial am. Vă mulțumesc și ne vedem la rețeta următoare. Ceau!